Peștera Valea Cetății este localizată pe povârnișul vestic al masivului Postăvaru, în bazinul Țării Bârsei, la 3,5 km distanță de Râșnov, la 1,5 km distanță de cetatea Râșnov și la o altitudine de 790 de metri. Peștera a fost desemnată arie naturală protejată pentru protecția și conservarea elementelor naturale, cu valoare și semnificație ecologică, științifică și peisagistică deosebită. Peștera Valea Cetății a fost deschisă pentru prima dată în 1949, când o explozie hidraulică a îndepărtat umblutura care o astupa, producând o imensă viitură pe valea fundată, bolovanii antrenați de aceasta putând fi și acum văzuți în lungul văii. Primul studiu complex al peșterii Valea Cetății a fost făcut în 1958, publicându-se atunci descrierea și schița peșterii, indicând o lungime a acesteia de 270 de metri. În 1981, o echipă a Clubului de Speologie Emil Racoviță din București topografiază 857 de metri dispuși pe 36 de metri de nivelare, iar în 1988 și 1989 se mai adaugă 63 respectiv 38 de metri cu o denivelare de 38,5 metri și o dezvoltare de 958 de metri. Accesul în area naturală protejată cu mijloace auto se face dinspre șoseaua DN1E Brașov-Poiana, Brașov-Râșnov, urmând Valea Cetății până la confluența ei cu Valea Fundata, unde la kilometrul 19,4 există o parcare modernă special amenajată. Din Râșnov până în același punct sunt 1,6 km, iar din Poiana-Brașov sunt 6,4 km. Accesul cu bicicleta și pe jos se poate face din parcarea amenajată urmând drumul sau poteca de acces în lungul văii Fundata sau pe traseele turistice sau tematice dinspre Poiana Brașov, cetatea Râșnov, Valea Cetății, Bisericuța Păgânilor.